Scene revoltătoare s-au petrecut într-un mall din Galați. O copilă de 15 ani a fost violată în toaleta centrului comercial de fostul iubit, un adolescent cu 2 ani mai mare. Mai multe detalii din anchetă știe colega mea Iuliana Basalic. Bună seara, Iuliana, te ascultăm. Am găsit cei doi tineri care ar fi avut în trecut o relație, s-ar fi întâlnit întâmplător în zona toaletelor din mall. În urma unui schimb de replici, tânărul ar fi tras-o pe fată în vârstă de 15 ani în baia destinată special mamelor cu copii. Acolo ar fi amenințat-o, ar fi lovit-o în repetate rânduri și i-a obligat-o să întrețină relații sexuale. Un bărbat care era pe coridor a auzit țipetele disperate ale fetei și a sunat la 112. Agresorul în vârstă de 17 ani a reușit însă să-și piardă imediat urma. El a fost identificat de oamenii legii, dar este în continuare de negăsit. Pe numele lui a fost deschis și un dosar penal pentru viol, iar polițiștii încearcă acum să-i dea de urmă. Victima este afectată psihic și emoțional și va avea nevoie de consiliere. De altfel, reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului i-au pus acesteia la dispoziție un psiholog. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! E criză mare de medicamente în România. Se găsesc greu antibiotice, antitermice și tot felul de doctorii pentru bolnavi cronici. Grav este că această criză a început să-și facă simțită prezența și în unitățile spitalicești. Aici aparținătorii ajung să dea fuga în farmaciile din afara spitalelor pentru a le procura pacienților tratamentele necesare. Au fost pacienți care au fost externați fie că nu exista tratament necesar, fie că nu existau materiale sanitare. Lipsa medicamentelor se resimte tot mai acut. 61 de medicamente au dispărut din farmacii numai în ultimele două luni, iar în acest context tot mai mulți pacienți au de suferit. Spitalele au ajuns și ele într-o situație fără precedent, dovadă stau mărturiile aparținătorilor ajunși în situația de a alerga între farmacii pentru a le procura bolnavilor cele trebuincioase. Mama mea e internată de aproape o lună aici. Ce remarc cu tristețe, condițiile sunt la fel ca mizere, ca și în trecut. Acum am venit cu o sacoșă de medicamente pe care am cumpărat-o, deci medicamente în spital nu există. Câți bani ați cheltuit pe medicamente pentru a le aduce? În aproximativ o lună de când este internată, mai mult de 1000 de lei doar pe medicamente. Medicamente uzuale de obicei, da? Plus produse de îngrijire, adică șervețele, Pampers pentru persoanele care sunt operate sau imobilizate la pat. Se pare faptul că suntem nevoiți să cumpărați din în afara. Nu este bine, dar asta e România. Vi s-a solicitat să cumpărați din afara spitalului? Da, da. Ce nu fel? Aveau. Ce fel de produse? Am fost arsă și ce trebuia pentru arsuri? Bandaje, exact, bandaje, unguiente. Mai mult decât atât, bolnavii se lovesc acum de o altă hibă a sistemului medical românesc. Ajunși în farmacii, constată că medicamentele de care au nevoie nu se mai găsesc. Are un deficit care este mai complicat și care ține de pacienții cu boli cronice și care vine de mulți ani de zile. Este cel al medicamentelor uzuale pe care le iau marea majoritate a oamenilor care au boli cronice. În realitate însă, criza medicamentelor se resimte cel mai rău pe patul de spital. Se accentuează această criză și mulți dintre pacienți au fost trimiși acasă pentru că nu pot fi operați, că nu au ce le trebuie. Spitalele nu au ce le trebuie și au fost amânați. Lipsesc de la unele dintre spitale, s-au intrat într-o criză încât sunt managerii, directorii medicali, consiliile medicale din spitale sunt nevoite să raționalizeze consumurile, iată, lame de bisturiu la unele spitale, câmpuri operatorii, materiale sanitare diverse utilizate, consumabile. Pe lângă aceste lipsuri, spitalele din România sunt într-o criză și de personal medical. Spre exemplu, numai în spitalele de urgență și pe secțiile ATI, în prezent lipsesc mai bine de 500 de cadre medicale. Numărul de viroze la copii a explodat pur și simplu în acest sezon. Sunt de 3 ori mai multe cazuri decât anul trecut, iar medicii sunt depășiți de numărul uriaș de îmbolnăviri. Grav e că, dacă nu este tratată, cei mici pot ajunge în insuficiență respiratorie. Cu detalii vine Tatiana Gavrilă. Bună seara, Tatiana! Cât de gravă e situația?
Bun găsit, Cristian, bun găsit tuturor. Țara noastră se confruntă cu cel mai agresiv val de viroze din ultimii 2 ani. Numai în ultima săptămână au fost raportate peste 97.000 de infecții respiratorii acute, un număr triplu față de aceeași perioadă anului trecut, iar în acest context mai multe spitale de la noi din țară sunt depășite de situație. Este și cazul spitalului din Ploiești, acolo unde lipsa personalului medical își spune cuvântul. Specialiștii însă vorbesc și despre faptul că perioada pandemică în care cu toții ne-am protejat ar putea fi de vină pentru valul acesta de îmbolnăviri, însă și Germania se confruntă cu aceeași situație. Aici medicii spun că au ajuns în situația în care le mor copiii pentru că nu au unde să-i trateze. Deocamdată acestea au fost informațiile. Cristian, înapoi la tine. Avariile la sistemul de termoficare se țin lanț în toată capitala. Sute de blocuri nu au apă caldă și căldură, iar oamenii rămași în frig încearcă să găsească tot felul de soluții. Mulți au început să-și instaleze boilere, chiar dacă acestea sunt costisitoare și umflă factura la curent, pentru a putea face față sau a face o baie caldă. Boilerul a devenit singura soluție a bucureștenilor în lupta cu avariile la sistemul de termoficare ce nu contene să apară. Eu acum vin de undeva de unde a făcut duș, prosopul e ud, papucii, șamponi. Dimineața, de regulă, ne mobilizăm să spălăm toată familia, toate vasele, toate hainele. Întâmplător, astăzi n-am avut unde, m-am spălat în vecini. Pentru că s-au săturat să stea în case ca în peșteră, acest domn a decis să investească într-un boiler electric. Cât l-ați dat pe acest? 956 de lei. Altă soluție nu avem. Peste 500 de blocuri din capitală nu au apă caldă și căldură în acest moment. Una dintre cele mai afectate zone de lipsă agentului termic este cartierul Drumul Taberei, unde locuiește și Victor împreună cu soția. Și ei au instalat un boiler numai departe de săptămâna trecută, pentru care au plătit peste 1000 de lei. Asta este. Am să fac altceva, am investit în boiler, să pot să, să fac bai. Facturile automat sunt mai mari, că nu avem un control. Imune care ne încălzește. Sâmbătă, înainte să mă internez, a trebuit să mă duc la fată să mă îmi fac baie, ca să pot să mă duc și eu la spital curată, dar să poate așa ceva. De aproape 2 luni, oamenii din cartier se confruntă pe lângă frigul de afară și cu cel din case. Nu a fost mai bine nici în anii trecuți. Suntem în decembrie și am 18 grade în casă cu un copil mic. Deși afară temperaturile sunt în jurul pragului de îngheț, 10 de blocuri din zona Gorjului nu au apă caldă și căldură de aproape o lună. Mai mult, șoseaua sub care se află conductele vechi s-a surpat și a lăsat o gaură în asfalt pe o distanță de aproximativ 20 de metri. Cum ne bai reparații dacă e stă la taclare? De ce nu lucrează? Când spăla ne spălăm o dată la lună, că așa... Așa vor. În astfel de condiții, oamenii sunt tot mai îngrijorați de iarna care abia a început. Oamenii se tem că această iarnă ar putea fi cea mai grea din ultimii ani. Aproximativ 60% dintre români spun că le va fi foarte greu să achite facturile la utilități, iar jumătate dintre ei sunt îngrijorați că nu vor reuși să-și încălzească locuința. Seara, pentru că avem frig în casă, dacă am avea măcar apă caldă, ne-am face un duș, ne-am încălzit, ne-am băgat în pat măcar. Dar așa tremurăm de ne vine rău. 4 din 10 români se gândesc să apeleze la îmbrăcămintea groasă în casă pentru a trece cu bine peste sezonul rece. Sute de milioane de lei sunt irosite de Crăciun pe cadouri nereușite, din dorința de a le face o bucurie celor dragi și poate din lipsă de inspirație. Ajungem să le oferim celor din jurul nostru produse pe care nu le folosesc niciodată. Așa se face că mulți iau în considerare să ofere în dar bani sau un card cadou. În fața unui magazin de lingerie intimă dintr-un mall din capitală a fost coada astăzi. Promoția de nerefuzat i-a atras pe oameni care vor să cheltuiască cât mai puțin bani pe cadouri. La loțiuni și la parfumuri. E 35 de lei de la 100 de lei. 100. Da, am venit pentru cadourile de Crăciun. Pentru altcineva? Da. Pentru rude și prieteni. Pentru câte persoane ai de cumpărat cadouri de aici? De aici pentru 2-3. 3-4. Deci multe cadouri. Da. Și am profitat de promoție. Acum, când abia reușim să ne acoperim cheltuielile de zi cu zi și ce este în ofertă poate fi un cadou, mai ales că unii nu prea au idei ce să le cumpere celor dragi. Nu este de mirare, având în vedere că la întrebarea ce îți dorești de Crăciun, răspunsurile pe care mulți le primesc sunt... Sănătate și liniște. Nimic în special. Timp cu cei dragi. Asta îmi doresc. Cum acestea sunt lucruri imposibil de cumpărat, ajungem să facem daruri nereușite precum... O fripteuză. O fripteuză. Care... Stă tot în cutie. Da. De câte Crăciunuri stă în cutie? De vreo 3. Până la urmă să o aruncăm, nu. Cănile sunt cele mai neinspirate. Cănile alea inscripționate. Câte căni ați primit până acum? 3 sau 4. Mai bine fac eu una sau îmi cumpăr eu una cu ce vreau decât. Cănile sunt cele mai neinspirate. Păi am mai
primi haine care nu mi-au plăcut sau care nu mi-au venit sau care nu le-am găsit importanța. Ca să nu mai arunce bani pe cadouri pe care se va pune praful, mulți cer rudelor drept cadou bani gheață. Se fixează să ducă să ia nu știu ce parfum sau nu știu ce bijuterie care o sunt plină și de parfumuri și de mai bine ceva mic și frumos, care costă și mai puțin. Și noi întotdeauna am vorbit unul cu altul ca să dea sau să-mi trimită bani. Cine nu știe să facă un cadou, să comande niște vouchere, ceva de genul ăsta, sunt mult mai ok. Poate achiziționa un card în valoare de 100, de 300 sau de 500 de lei. N-are perioadă limită, dar sunt foarte mulți clienți care, atunci când nu știu ce să aleagă, sunt încântați de cardurile acestea, le oferă și pleacă repede din magazin. Cei care nu sunt siguri că au cumpărat cadoul potrivit trebuie să păstreze bonul fiscal astfel încât să poată fi schimbat. În funcție de magazin, perioada în care se poate returna un produs variază de la 14 la 30 de zile. Viitorul României începe de pe băncile școlii, cu fiecare copil educat și învățat despre valorile care ne unesc pe toți. Dar ce te faci când școala în care ar trebui să se întâmple asta stă să cadă? Iar când ajung acasă, micuții se înghesuie într-o cămăruță sărăcăcioasă, cu mâncarea de pe farfurie drămuită în fel și chip. Răspunsul e simplu. Sper că oamenii de suflet se unesc mereu și găsesc rezolvarea. O astfel de poveste va deveni realitate și în județul Ialomița. Vorbim la timpul viitor, pentru că e nevoie de noi toți pentru o astfel de schimbare. Aș vrea să-mi dai ce nu mai am. Aș vrea să-mi dai un topogan. Desenat. Mai dea mai tare. Așa. Crăciunul? Și cum arată Crăciunul pentru tine? Pentru mine e foarte frumos. Ce se întâmplă de Crăciun? Vin fulgi, vine Moș Crăciun, Moș Nicolae. Vin toți moșii, nu? Și aduc cadouri? Da. Ce-ți dorești de Crăciun? Orice. Zăpadă de 3 metri, o casă mată kilometri. Maria știe că la ea acasă, orice e sinonim cu puțin și se împarte întotdeauna. Ce urmează? Galben. Și? Albastru. Și ce e roșu, galben și albastru? Cine știe să-mi zică? Eu. Capă României. Pentru copiii din Raș, județul Ialomița, prima lecție despre România s-a predat cu mult înainte de a reține tricolorul. O lecție despre nedreptate și neajunsuri. Sunt 16 ani de când învață în schimburi într-un container. Decizia s-a luat.
dorințele copiilor. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Avocat. Da. Wow, de unde te-ai inspirat? Îmi place mult să citesc. Profesoară. Învață copiii să fie cinstiți. Există așa cumva timiditatea asta și rușinea omului de la țară. Și faptul de a ține așa în el lucrurile la care nu ajunge, nu tinde să ajungă. Noi avem copii buni, avem copii inteligenți, copii isteți. Nu înțeleg de ce bariera asta între oraș și sat. Ca să ștergem astfel de bariere, e nevoie de fiecare dintre noi. Canal D și Asociația Bookland România își propun să modernizeze această școală, dar și altele asemenea. Dacă doriți să contribuiți la viitorul copiilor, puteți trimite un SMS cu textul CONSTRUIM la 8845, donând astfel 2 euro lunar. Când doriți să opriți donațiile, trimiteți CONSTRUIM STOP, tot la 8845. Dacă vrei să vezi zile mai bune, fii schimbarea ce vrei să o vezi în lume. În a treia zi de mini-vacanță, miile de turiști care au mers la munte s-au delectat cu preparate savuroase pregătite de bucătarii scusiți. Platourile cu produse tradiționale, berbecuțul la proțap și vinul fiert i-au ajutat pe petrecăreți să-și încarce bateriile după ce toată ziua s-au plimbat prin natură. Chefurile pe cinste cu muzică românească vor dura până târziu în noapte. Berbecuțul la proțap a fost vedeta zilei la acest hotel bio din Vulcan, județul Brașov. Încă de dimineață, bucătarii au început să pregătească surpriza culinară cu care au fost așteptați oaspeții. Ore bune s-a gătit la foc lent mielul, care mai apoi a ajuns în farfuriile gurmanzilor. Carnea a fost udată din belșug cu un bait special. Vin, fructe, buruieni. Și ce trebuie să faceți cu el? Ungem foarte des pentru arome. Cam de cât timp stă deja pe proțap? 4 ore. Și mai trebuie să stea? 3. Dar cât timp berbecuțul s-a rumenit la proțap, turiștii și-au deschis apetitul cu o gustare tradițională și cu un pahar de vin fiert. Jumări, burduf, salam de cerb, mușchi, caș afumat, caș proaspăt, tobă, slănină, legume. Aici e vin cu mere, scorțișoară, portocală. Odată gătit, berbecuțul a fost tăiat, iar farfuriile gurmanzilor s-au umplut cât ai clipi. Pâinea de casă și murăturile au completat perfect gustul cărnii. Din București suntem. Am venit să ne distrăm de 1 decembrie, ziua României. Un miel la proțap. Cum este? Foarte bun. Frate, foarte bun. Gustos. Așteptăm focul de tavără, mai pe seară. O muzică. Ce mănânci? Berbec. Și îți place? Da. De ce? Explică-mi și mie, că eu n-am gustat. Ce gust are? Are un gust bun. M-am plimbat cu bicicleta, am pescuit, m-am jucat la locul de joacă. Deci te-ai distrat toate zilele astea, nu? Da. Administratorii hotelului de 4 stele au pregătit pachete speciale pentru turiști în mini-vacanța de 1 decembrie. Gradul de ocupare este de 100%. Astăzi avem berbecuț la proțap, din partea casei și acesta, iar mâine avem deserturi tradiționale. Și, bineînțeles, vinul fiert în fiecare zi din partea casei la focul de tabără. Tariful unei camere per noapte a pornit de la aproximativ 150 de euro. Alți turiști au preferat plimbările în natură. Poiana Brașov a fost plină ochi, deși în stațiune încă nu se poate schia. Aglomerația a fost și pe trotoare la casele de bilete ale instalațiilor pe cablu, dar și la urcarea în telegondolă. Odată ajuns și în vârful masivului Postăvaru, turiștii s-au bucurat de zăpadă, vreme caldă, dar și de priveliștea spectaculoasă. Ce ați vrut să veniți în Postăvaru? Am vrut zăpadă, să neapărat. Și e prima zăpadă pe sezonul ăsta. Da. Nu e chiar foarte multă, vă așteptați la mai multă? Da, ne așteptam să fie puțin mai multă, dar e ok și așa. Turiștii se vor distra pe cinste până duminică, atunci când urmează lungul drum spre casă. Și în inima munților Apuseni, turiștii au continuat să se distreze în mini-vacanță. Gazdele unei pensiuni au sărbătorit alături de musafirii lor tradiția Ignatului. După sacrificarea grăsunului de câteva sute de kilograme, turiștii s-au răsfățat cu pomana porcului. Jumerile, slănina sau cârnații sunt câteva din bunătățile preparate.
Într-un cadru de poveste din inima munților Apuseni, dis de dimineață, gazdele unei pensiuni, bucătarii, dar și oaspeții s-au adunat în jurul focului pentru a sărbători tradiția Ignatului. Anul acesta, un grăsun de aproximativ 300 de kilograme a fost sacrificat. După ce am tăiat porcul, am pălit, l-am spălat, reacția de tranșare. Și acum o să vă fac o demonstrativă, luăm burta pieptului, Kaiserul. Am ceva experiență. De cât timp faceți asta? După 33 de ani de meserie. Pentru această mini-vacanță, șef le-a pregătit preparate tradiționale, cum ar fi fasole cu ciolan, costița și, bineînțeles, în pachet, a fost tăiatul porcului în stil tradițional, cu muzică din Bihor. Aici, tradiția spune că e musai ca orice Ignat să fie sărbătorit pe ritmuri de muzică populară, astfel de la petrecere nu au lipsit nici muzicanții care au creat o atmosferă pe cinste. Iar după muncă și răsplată, din carnea proaspătă, gazdele au preparat pomana porcului. Cei mai fericiți au fost turiștii care s-au delectat cu bunătăți care mai de care mai apetisante. De pe platouri nu au lipsit toba, jumările, caltaboșii sau cârnații de casă. Minunat că am putut să, după mulți ani de zile, am putut să revăd ceremonialul acesta de tăiere a porcului și de pregătire a bucatelor. Și acum aștept să le gust. Asta a fost chiar o surpriză pentru noi. Noi am venit, am zis că ok, vom petrece câteva zile, știți cum e sărbătoarea asta de 1 și de Sfântul Andrei și am rămas surprins așa toți. Vedeți că pregătim ceva special cu muzică, noi nu, chiar am fost foarte surprinși. Petrecerea s-a încheiat cu o sesiune de relaxare în zona de spa, pensiunii. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, un weekend minunat vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Bună seara, dragii mei! Astăzi vremea a fost închisă și foarte rece, în special în regiunile extracarpatice. Pe arii restrânse s-au semnalat precipitații slabe, mai ales sub formă de ploaie și lapoviță, iar la munte a nins. Temperaturile maxime au fost cuprinse între minus 1 grad și 7 grade cu plus. La noapte cerul va fi variabil, cu unorări accentuate în sudul și sud-estul țării, unde sunt anunțate precipitații mixte. Iar la munte, vântul va prezenta intensificări și e posibil să ningă, în special la altitudini mai mari. Minimele nopții vor fi cuprinse între minus 5 și 4 grade cu plus. Mâine, prima zi de weekend, aduce atmosferă închisă, dar aria precipitațiilor se mai restrânge, iar temperaturile maxime se vor încadra între 1 grad și 8 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia va fi o zi cu atmosferă mohorâtă, vântul va sufla slab până la moderat, iar termometrul va indica 5 grade în Târgoviște, 5 grade și în Ploiești. În Transilvania va fi o zi rece cu atmosferă mohorâtă și maxime de până la 7 grade în Sibiu, 7 grade și în Alba Iulia și doar după orele prânzului vom avea parte și de ceva intervale cu soare. În Moldova cerul va fi mai mult înorat, dar aria precipitațiilor se restrânge, șansele să plouă sunt reduse, iar termometrul va indica 2 grade în Piatra Neamț, 4 grade în Iași. În vestul țării ne așteaptă o zi destul de plăcută, temperaturile sunt în ușoară creștere, se va arăta și soarele în a doua parte a zilei, iar termometrul va indica 9 grade în Timișoara, 9 grade și în Arad. În Oltenia, ziua de mâine aduce vreme închisă, cerul va fi mai mult înorat, iar în jurul prânzului termometrul va indica 4 grade în Târgu Jiu, 6 grade în Turnu Severin. În Dobrogea vorbim de atmosferă mohorâtă mâine, dar partea bună e că temperaturile sunt în ușoară creștere și se vor înregistra, iată, 8 grade în Mangalia, 6 grade în Megidia. În capitală a fost o zi rece astăzi, cu condiții de precipitații mixte, vântul a fost destul de intens și asta a sporit senzația de frig, maxima a ajuns până la 4 grade. La noapte avem cer înorat, spre dimineață se va semnala ceață, iar minima coboară până la 1 grad. Mâine, prima zi de weekend, aduce vreme închisă, dar meteorologii spun că șansele să plouă sunt reduse, nici de ninsor nu se pune problema, iar maxima ajunge undeva la 5 grade.
La munte va fi o zi rece și mâine, dar lipsesc ninsorile. Vor fi 3 grade în Sinaia, 2 grade în Semenic. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Petruța m-a întrebat cum va fi vremea pe 5 decembrie în Târgu Jiu. Maxima ajunge până la 6 grade și sunt anunțate precipitații. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre ca de obicei pe adresa de mail meteoaron.canalde.ro. Noi ne revedem luni. Un weekend excelent să aveți, indiferent de vreme.